Caravana condusă de Octavian Belu și Mariana Bitanga a ajuns sâmbătă la Deva, orașul în care au crescut cele mai multe campioane ale gimnasticii românești. Aproximativ 300 de copii au venit la întâlnire. Eu cred că acești copii, o parte dintre ei, îi vom regăsi în 2024 la Jocurile Olimpice, care nici nu știm unde se vor desfășura, și își vor aduce aminte că odată, într-o zi ploioasă, au fost selecționați la Deva de antrenorii care aici și-au desăvârșit cariera și de fostele mari campioane cărora vreau să le mulțumesc pentru că sunt prezente alături de noi. Alături de Belu și Bitanga au venit la Deva și gimnastele care au scris istorie pentru România, Izbașa, Răducan, Miloșovic și Gogean. Suntem, eu cel puțin sunt mai mult decât emoționată să mă aflu din nou la Deva. Vă imaginați că mă leagă o grămadă de amintiri sau cele mai frumoase și importante amintiri sunt legate de orașul Deva. Așa că am venit cu nerăbdare, am așteptat acest eveniment de la Deva. Mă bucur din suflet că am găsit aici aceeași echipă frumoasă și unită. Sub atenta supraveghere a lui Octavian Belu, a antrenorilor specializați, dar și a voluntarilor, cele aproximativ 300 de fetițe au fost testate cu exerciții de bază pentru a li se descoperi calitățile native în acest sport. Bine acest moment, pentru că ploaia a știți foarte bine că înseamnă belșug. Că spun într-un belșug al medaliilor pentru gimnastica românească, sper că antrenorii tinerii pe care îi vedeți că voluntar ajută la această acțiune. De ce ai venit astăzi aici la gimnastică? Pentru că îmi place. Cine e modelul tău în gimnastică? Gina Gogean. De ce ai venit aici, la gimnastică? Am venit pentru că îmi place gimnastica și am venit să dau proba. Care a fost toate? Toate. Toate, dar cel mai mult, cel mai mult? Mie mi-a plăcut cel mai mult aparatul acela. Fostele mari campioane ale gimnasticii românești și antrenorii s-au declarat emoționați de reîntoarcerea în orașul care mulți ani le-a fost casă.